Matematica pe dos a devenit preferata PSD-ului în conducerea administrației publice județene. Proiecte ba, bani ba, locuri de muncă ba, șomeri da. În dreptul la ceea ce înseamnă plus valoare, stagnare cumplită. Contraperformanța e la ea acasă în Palatul Administrativ, în biroul conducerii administrației județene. Cifrele secii identificate de presa locală în proiectul de buget al județului Suceava pe anul 2016 demonstrează că în acești ani s-a guvernat pe dos. Județul Suceava are proiectat cel mai slab buget de când ființează Consiliul Județean. Puțin peste 260 milioane lei, aproximativ jumătate din cel prognozat pe anul trecut și ceva mai mult de două treimi din bugetul executat pe anul 2015. Semn că iluminiștii anului 2012 care, propovăduind emanciparea în administrația publică și au fost aduși cu grămadă la conducerea județului, nu iubesc Suceava. Aceștia au aplicat teoriile dezvoltării pe dos și au nenorocit comunități întregi. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a schițat ceva efort să participe la o serie de manifestări care s-au lăsat cu simpozioane, prilej cu care, cu minte așezat pe un scaun, arăta că județul se bucură de o dezvoltare originală, fără a preciza că noutatea nu a însemnat și competitivitate și eficiență. Obținând din când în când câteva aplauze, diferite diplome, nominalizări la câteva bezele, s-a încurajat pentru a continua să distrugă. Un exemplu strigător la cer, șeful administrației județene propune reducerea de trei ori a bugetului alocat Spitalului Județean de Urgențe Sfântului Ioan cel Nou Suceava, mai exact de la 6,5 milioane lei în 2015 la 2 milioane de lei în 2016. Dacă în anul 2011 fostul președinte de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur, vorbea de investiții, de 10 milioane euro la spitalul județean, acum se recomandă reducerea de fonduri. Mulți au realizat că nivelul de incompetență a crescut alarmant, dar oare suficienți pentru a impune corecțiile de rigoare, în urmă însă rămâne o stare de blegială, de lipsă de inițiativă și de distanță. Administrația județeană pare la acest moment un lux inutil, mai mult, ea funcționează aproape exclusiv în poziția și. Ar fi fost și mai grav dacă nu erau reguli impuse de legislație care, pentru oamenii mai înceți, e pe post de baubau. Sigur, invitată de președintele Nechifor de ziua națională, celebra Sandra a demonstrat chiar la Suceava că se poate cânta cu posteriorul lipit de scenă. Însă nu e necesar să ni se demonstreze că din șezut faci administrație pe dos.